Vedește că Joneștii sunt un loc frumos, un loc minunat, locuit fără întrerupere de sute de ani, de secole. Și noi ne bucurăm că am reușit să cumpărăm, așa cum v-am spus și altă dată, de la ultimul descendent, acest așezământ, să-l reabilităm, să-i dăm înfățișarea pe care o puteți vedea, pentru că nu poți vorbi de Eminescu, de la Luca Iurașcu, în orice condiții. Ne bucurăm să vă primim aici, să vă reprimim aici, așa cum se întâmplă de câțiva ani, pentru a ne încărca sufletește cu gândurile despre Eminescu, despre mama sa, Raluca Iurașcu. Și cum s-ar putea să se facă lucrul acesta mai deosebit decât în prezența celor care sunt creatori de vază, iertați-mi expresia, nu știu dacă e cea mai bună, de limbă română și în prezent. De aceea vă spunem încă o dată bun venit și vă mulțumim respectuos pentru că mereu acceptați acest adevărat pelerinaj aici, într-un loc atât de minunat, un loc care a produs un lod atât de sfânt pentru cultura română.